Anul 2020 nu s-a lăsat fără tragedii care au șocat opinia publică. Incendiile, accidentele rutiere și incidentele fără precedent s-au ținut lanț. A fost un an care a lăsat în urmă o listă cu zeci de morți și pierderi materiale de milioane de lei. Cea mai răsunătoare crimă a avut loc la sfârșitul acestui an. O femeie ar fi fost ucisă cu cruzime chiar de fiica ei. Omorul a fost comis în data de 11 decembrie într-un apartament din orașul Comrat. Când au intrat în locuință, oamenii legii au găsit un tablou înfricoșător. Femeia zăcea moartă într-o baltă de sânge. Fiica sa, care este asistentă medicală de profesie, ar fi tranșat corpul mamei sale după ce i-ar fi scos inima. Și-o scos și inima, așa ceva, încă niciodată nu sunt. Poate aici la noi în Comrat. Între mamă și fiică s-ar fi iscat un conflict din cauza că tânăra era consumatoare de droguri, iar femeia a vrut să o ducă la tratament. Suspecta de 21 de ani a fost reținută la scurt timp după comiterea crimei, iar ulterior plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. În timpul ședinței de judecată, fata a dat dovadă de un comportament inadecvat. Mai mult, aceasta s-a întins pe scaun și își admira manicura fără nicio remușcare. La un moment dat, chiar a salutat jurnaliștii. Iar la întrebările jurnaliștilor, tânăra a râs în hohote. După 4 zile, tânăra a fost transferată din izolator la Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău pentru efectuarea expertizei psihiatrice. O altă crimă care a zguduit o lume întreagă s-a produs la sfârșitul lunii octombrie. O minoră de 16 ani a fost omorâtă cu sânge rece de iubitul ei, un tânăr de 18 ani. Motivul ar fi fost gelozia care l-a determinat pe iubitul fetei să recurgă la acest gest. Într-un moment de furie, băiatul ar fi înjunghiat tânăra în abdomen cu un cuțit de bucătărie. Victima a fost lăsată să zacă timp de 4 zile în apartamentul pe care îl închiria prietenul ei din cartierul Telecentru al capitalei. Chiar și pereții din holul blocului erau burdari de sânge. Cine știe câte ceasuri sunt chemuit fata? O să o dați sufletul pentru dânsa. O să minora locuia împreună cu sora și fratele ei. Toți trei erau în grija unei mătuși, mama lor fiind plecată peste hotare. Părinții lor erau despărțiți. Tatăl minorei abia de-a recunoscut-o. Nimeni nu-și imagina că tânărul e capabil de așa ceva. Am fost la morg și am văzut-o, dar n-am cunoscut-o. El la piciorul stâng a fost de miticuță operită și avea o pată la sora și ea. Nimeni nu ar fi crezut că relația frumoasă dintre cei doi s-ar fi putut termina astfel. Nu ne-am așteptat la așa ceva. Doamne ferește. Când am auzit școala de cazul ăsta, statul și plângeau, toți sunteți părțile. Și văstorii și idei. Șocată era și mama tânărului de 18 ani, care cu ochii în lacrimi povestea că nu-i vine să creadă. Îmi pare rău și făcut. Nu pot întoarce. De fapt, nu sunt mort. Eu nu văd în fotografii. Tânărul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. La puțin timp, bănuitul împreună cu anchetatorii și procurorii s-a întors la locul faptei și a povestit cu amănunte cum a comis crima. Am omorât-o, iar după am mers și am băut o bere. Asta le-a declarat tânărul procurorilor. După asta. După asta, am ieșit din cameră, am încheiat ușa, am dus la magazin jos. Noaptea dintre anii 2019-2020 a fost tragică pentru un băiat de 18 ani din satul Costești, raionul Ialoveni. Acesta a fost snopit în bătaie de 2 indivizi, un minor de 16 ani și un tânăr de 21 de ani. Cei doi l-au lovit în cap cu picioarele și cu o scândură din gard, sub privirile a peste 15 persoane, care au intervenit abia atunci când victima nu se mai mișca. Aceasta a murit la spital în data de 5 ianuarie. Cei doi suspecți se aflau de câțiva ani în vizorul poliției și aveau la activ 6 dosare penale. În ultima ședință de judecată de la Curtea de Apel Chișinău, minorul a primit 1 an de închisoare, iar cel de-al doilea inculpat 13 ani cu compensarea unui an din cauza condițiilor dezastruoase din penitenciar. Totuși, rudele băiatului ucis spun că pedepsele sunt blânde și urmau să atace hotărârea la Curtea Supremă de Justiție. Tot în noaptea dintre ani, o femeie în vârstă de 37 de ani și fiul ei de 3 ani au ajuns în stare gravă la spital după ce mașina în care se aflau în calitate de pasageri ieri a fost lovită de un alt autoturism, șoferul căruia a fugit de la fața locului. Poliția însă l-a reținut la scurt timp pe suspect. Acesta s-a dovedit a fi soțul femeii cu care se afla în proces de divorț și a produs accidentul intenționat. Cazul a avut loc în apropiere de satul Făgureni din raionul Strășeni. Bărbatul le-a spus oamenilor legii că nu-și amintește cele întâmplate. În ultima ședință de judecată, acesta a fost plasat în arest la domiciliu, însă, în data de 12 decembrie, suspectul a evadat. El a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru tentativa de omor. În 2020 a fost înregistrat și un omor în rândul minorilor. Un copil de 12 ani ar fi fost ucis cu sânge rece de către un adolescent în vârstă de 14 ani. Crima a fost comisă la mijlocul lunii ianuarie în subsolul unei clădiri abandonate din Orhei. Suspectul ar fi recurs la acest gest după ce a luat cu împrumut de la victimă o consolă pe care nu dorea să o returneze. Băiatul a adus victima în clădirea părăsită, a înjunghiat-o de cel puțin 15 ori, apoi a fugit de la fața locului. A doua zi, inculpatul i-a povestit despre cele întâmplate unui alt prieten pe care l-a rugat să-l ajute să ascundă corpul însuflețit al minorului. El a fost încătușat la scurt timp. Și accidentele rutiere s-au ținut lanț în 2020. Mai exact, numărul acestora a fost de peste 1800, în care au murit peste 220 de oameni, alți 700 au fost răniți. Cele mai frecvente cauze au fost viteza, imprudența și alcoolul la volan. Un accident terifiant a avut loc în noaptea de 16 spre 17 mai în centrul capitalei, la intersecția străzii Ismail cu bulevardul Ștefan cel Mare. Un tânăr de 28 de ani a intrat la roșu într-o intersecție și a spulberat două mașini, printre care și un taximetru. În urma impactului, șoferul taxiului, un bărbat de 39 de ani, a murit pe loc, iar pasagerul acestuia s-a stins la spital. Cea de-a doua victimă avea 46 de ani și era angajată la penitenciarul Pruncul. Șoferul și o pasageră din celălalt automobil au fost transportați la Institutul de Medicină Urgentă. Femeia a refuzat spitalizarea, iar conducătorul auto a primit îngrijirile medicale necesare, iar ulterior a fost reținut pentru 72 de ore. În timpul ședințelor de judecată, inculpatul a spus că trăiește un coșmar și regretă cele întâmplate. Ulterior, acesta a primit 6 ani și 8 luni de pușcărie cu anularea dreptului de a mai urca la volan. Încă un accident fatal s-a produs în raionul Orhei în luna iulie a lui 2020. 3 persoane au murit, iar un copil a ajuns la spital în stare gravă după ce au fost loviți de un automobil în plină stradă. Printre cei decedați era și primarul comunei Piatra, Mariana Zugui. Rudele, dar și localnici au rămas îndurerați de cele întâmplate. Nu s-au gândit că l-au atriviat fără ele. Și-a făcut. Păi ușise trei oameni, 4 oameni. Eu? Da, eu. Potrivit oamenilor legii, șoferul vinovat era băut la volan și avea o concentrație de 6 ore peste norma admisă. Individul a fost condamnat la 8 ani de pușcărie. În noaptea de 11 august, pe traseul Chișinău-Soroca, lângă satul Racovăț, a avut loc un accident teribil cu implicarea a 3 camioane. În urma impactului, ambele vehicule au luat foc, iar al treilea a fost aruncat în afara carosabilului. Vengați că spire vrea să întreați! Șoferul care a efectuat depășirea neregulamentară a ars de viu un camion. Cel care circula regulamentar a fost scos din flăcări de un echipaj al poliției de frontieră care se afla în preajmă și a fost transportat la spital cu diverse traumatisme. La fața locului s-au adunat 10 de oameni. La Răscruș și la Racovăț, 3 furi, e strașnic aici, toți 3 ard. Vasile Rotar este unul din șoferii care a supraviețuit în teribilul accident. Bărbatul se întorcea din Rusia. Acesta presupune că accidentul s-a produs din cauza celorlalți șoferi de tir care s-ar fi luat la întrecere pe șosea. N-am pățit niciodată. Tătă Rusia, a fost Europa, n-am pățit. Vin acasă, n-am poftim acasă și spățește. La sfârșitul lunii octombrie, 3 familii au fost distruse și 4 copii au rămas orfani. Asta după cumplitul accident produs în seara de 30 octombrie între satele Mana și Curchi din raionul Orhei. Atunci, un șofer de 40 de ani care se deplasa cu viteză excesivă a vrut să depășească o căruță, iar din cauza carosabilului umed a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent într-un tir. În urma impactului, el și încă 2 pasageri au murit striviți între fiare. Șoferul mașinii a lăsat orfani 3 copii. Soția acestuia spunea că el a încercat să evite impactul cu căruța care nu avea lumini de semnalizare. Am găsit prieteni, am găsit copii, am găsit viața mea, Doamne, să iei în măsură, Doamne, lumea asta care n-au catafate, n-au nică la căruță, ce să înseamnă asta fața pământului? Și un bărbat de 31 de ani, pasagerul din mașină, a lăsat orfană o fetiță de 7 ani. Ei nici nu știe de poți că... Treabă în tată, spune că nu e la loc. Rău. Scârbă mare. Conducătorul tirului s-a ales doar cu o sperietură zdravănă. Luna noiembrie a fost marcată de un caz groaznic care a avut loc în satul Mereni, raionul Aneninoi. Un bărbat beat și-a amenințat fosta soție cu moartea copilului său, dar și a altor 2 pe care aceștia îi creșteau împreună. Scenele desprinse, parcă din filmele de acțiune, au avut loc în data de 5 noiembrie, la ora 6 dimineața. Bărbatul a încercat astfel să o convingă pe mama acestora să nu dea declarații împotriva lui într-un dosar penal în care este vizat. Tu știi că eu te iubesc și nu asta timp. Tu te rog ca să îmbraci fata. Tu știi că te iubesc și timp. Ca să prinde pe mine altceva. La moment, să trebuie să-mi toate măsuri. Să-l convingă pe bărbat să renunțe la această idee au venit mai mulți psihologi și polițiști. După aproape 3 ore de tratative, bărbatul a fost imobilizat de mascații de la Fulger. În timpul operațiunii, șeful adjunct al Inspectoratului Național de Investigații, Igor Sglavuța, a fost rănit și transportat la spital. Au avut nevoie de îngrijirea medicilor și cei 3 copii care se aflau în casă, dar și o femeie, ruda agresorului. Bănuitul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar 4 cetățeni au fost răpiți de către așa numitele structuri de forță din regiunea transnistreană. Totul s-a întâmplat în noaptea de 7 spre 8 octombrie. Printre cele 4 persoane s-a numărat și un polițist de la Florești, dar și un angajat al Agenției Servicii Publice. Subiectul privind răpirea cetățenilor moldoveni a ajuns și în atenția Comisiei Parlamentare a Securitatea Națională, Apărarea și Ordine Publică. Noi suntem profund îngrijorați de acest incident foarte grav. Noi considerăm că au fost depășite toate liniile roșii. După câteva zile, 2 dintre cei răpiți au fost eliberați. Pentru astfel de acțiuni, legislația prevede închisoarea până la 10 ani. Cazurile șocante nu s-au încheiat cu asta. O fetiță nou-născută a fost găsită fără suflare pe un deal de la marginea satului Șur din raionul Drochia. Corpul neînsuflețit a fost depistat în 24 noiembrie de către o femeie din sat, care a anunțat primarul localității, iar acesta a chemat serviciul 112. Bebelușul a fost supus unei expertize medico-legale care urma să stabilească cauza decesului. Oamenii legii au inițiat acțiuni pentru a o identifica pe mama nou-născutului. Era fără un picioruș, era cu un ochișor scos, era groaznic să te proți de dânsă. Nu poți să-i zici mamă la așa femeie, asta de mie nu-i mamă. Încă un caz în care un nou-născut a fost abandonat de mamă a avut loc în data de 7 iulie într-o podgorie de viță de vie din raionul Nisporeni. După ce a stat câteva ore bune în soare și printre spini, micuțul a fost descoperit de un cuplu care muncea pe un câmp din apropiere. Potrivit oamenilor legii, femeia l-ar fi născut pe deal. După ce i-au fost acordate primele îngrijiri și alăptat de o femeie din sat, sugarul a fost transportat la spital. La scurt timp a fost găsită și mama micuțului. Femeia de 31 de ani le-a spus polițiștilor că l-a abandonat pentru că acasă mai are 4 copii pe care abia reușește să-i întrețină. Îmi dau seama, sunt și am făcut lucrul ăsta, nu știu, nu pot să-mi explic. O frică, nu știu cum. După ce a fost externat, bebelușul a rămas în grija mamei. Ceilalți 4 copii ai soților au fost plasați într-o familie de asistenți parentali până la decizia instanței. 24 septembrie este ziua în care cultura din țara noastră a fost zguduită de un incendiu puternic care a distrus clădirea Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Flăcările au mistuit ambele săli de concerte, biblioteca și acoperișul. Focul a afectat o suprafață de peste 3500 de metri pătrați. Incendiul a fost localizat după mai bine de 5 ore. Din fericire, oamenii din clădire au fost evacuați la timp, așa că nimeni nu a avut de suferit. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, flăcările ar fi izbucnit din cauza că au fost încălcate regulile antiincendiu la tăierea țevelor de metal. După mai bine de o lună a fost elaborat un proiect de demolare a Filarmonicii. Guvernul a alocat din fondul de rezervă 450.000 de lei. Potrivit datelor IGSU, în anul 2020 s-au înregistrat peste 1600 de incendii în care au murit 99 de oameni, printre aceștia și 4 copii, iar în sezonul estival, în bazinele acvatice din țară s-au înecat 83 de maturi și 14 minori. Pompierii și salvatorii au fost solicitați și în cazuri de căderi în fântâni. Astfel, 22 de persoane au fost salvate, iar 23 au murit. Un caz similar s-a lăsat cu durere fără margini în orașul Hâncești, după ce un copil de 4 ani s-a înecat în toaleta din curtea casei. Tragedia a avut loc la sfârșitul lunii mai. Micuțul a dispărut de acasă în data de 26, în jurul orei 12. Părinții lui erau la muncă, iar el era acasă împreună cu fratele și sora de 12 și 14 ani, care nu au observat când acesta a ieșit afară. Zeci de locuitori din oraș, voluntari, carabinieri, polițiști și criminaliști au pornit pe urmele lui. Majoritatea căutărilor au fost făcute însă în afara curții casei. O zi și o noapte minorul a fost căutat în preajma iazurilor, pădurilor din apropiere, fântâni și case părăsite. S-a folosit tehnică specială de la poliția de frontieră, au fost antrenați în căutări câini și drone. Cifrele au fost alarmante și în cazul tentativelor de suicid în rândul moldovenilor. De la începutul acestui an s-au înregistrat peste 700 de cazuri, dintre care 369 au fost fatale. Statisticile arată că această cifră a crescut cu 7% comparativ cu anul trecut. Luna septembrie a fost perioada în care s-au înregistrat cele mai multe cazuri, tocmai 47 de oameni au recurs la acest gest. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, cel mai des, asemenea cazuri sunt înregistrate în rândul bărbaților. Motivele principale rămân a fi alcoolul, bolile incurabile sau problemele de familie.